De luni, cluburile de vară cu piscine exterioare pot primi iarăși clienți. Administratorii sunt obligați să respecte normele de prevenire a răspândirii coronavirusului stabilite prin ordin comun al Ministrului Tineretului și Sportului și al Ministrului Sănătății, în baza căruia își pot desfășura activitățile. După noile reguli, se merge la ștrand doar cu programare. Fiecărui client se va măsura temperatura, care nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius. Clientul să aibă prosopul său adus de acasă sau ambalat individual de la spălătorie. De asemenea, șezlongurile trebuie amplasate la o distanță minimă de 2 metri unul față de celălalt. În piscină, fiecare persoană trebuie să aibă un spațiu de cel puțin 12 metri pătrați. Suntem în ultima fază a pregătirilor pentru a aștepta vizitatorii parcului. Unul dintre cele mai importante lucruri la un parc acvatic este apa, calitatea apei. Noi avem un sistem automatizat de filtrare și tratare a apei. Anul ăsta e puțin diferit. Am schimbat puțin parcul, avem o nouă intrare și noi seara la parc. Am pus limita pe fiecare șezlong, avem cu 2 metri minimum distanță pe fiecare șezlong. Suntem pregătiți, așteptam oameni. Deși parcul acvatic la care am filmat dispune de 7.000 de șezlonguri, după noile norme vor putea fi folosite maximum 1.000 dintre ele. Mulți dintre antreprenori sunt sceptici cu privire la faptul că noile condiții vor putea să-și acopere toate costurile de întreținere a afacerii, inclusiv salariile.